A început numărătoarea inversă până la începutul noului an școlar. În mai puțin de 3 săptămâni, elevii se întorc în bănci, tot în condiții de pandemie, iar cei mai mulți sunt vulnerabili pentru că nu se pot vaccina. Autoritățile insistă ca orele să se țină în format fizic, însă nu oferă garanții că elevii vor fi în siguranță. Copiii vor sta la cursuri doar cu măști medicale, deși Ministerul Educației nu garantează că va avea stocuri pentru aceștia. Cât de în siguranță vor fi elevii la școală și în ce condiții încep cursurile, mai ales că nu toate cadrele didactice sunt vaccinate, discutăm despre acest subiect cu medicul pediatru Mihai Craiu. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună ziua. De ce factor depinde desfășurarea în siguranță a cursurilor? Începând din septembrie, elevii se întorc în sălile de clasă. Înainte de a ne îngrijora, trebuie să ținem cont de două lucruri. În primul rând că dintre toți pacienții care se îmbolnăvesc și ajung să facă forme medii sau severe, adică cu spitalizare, copiii reprezintă o minoritate. Știm asta din datele oficiale, să spunem, din Statele Unite, unde copiii reprezintă 22% din populație și numai 13% din cei care au ajuns spitalizați. Deci copiii, chiar dacă sunt bolnăvesc, ceea ce nu își dorește nimeni, fac forme ceva mai ușoare, nu atât de grave, iar dintre cei foarte puțini care se îmbolnăvesc, aproape niciun copil anterior sănătos nu ajunge să facă complicații mortale. Deci părinții ar trebui să se gândească întâi dacă mai suportă al lor copil încă un an școlar pe modelul celui care a trecut. În ceea ce privește ce e diferit anul ăsta față de anul trecut, ar fi de subliniat varianta Delta, care e evident mult mai contagioasă decât ceea ce circula anul trecut, așa că măștile în clasă probabil că vor fi una din soluții. Și mai este ceva diferit față de anul trecut, faptul că a apărut vaccinul și părinții se pot vaccina, de asemenea profesorii și elevii care au peste 12 ani. Da, o știre Euronews de astăzi spune că în Uniunea Europeană, țările cel mai dezvoltate, aș cita aici Franța, Italia, Spania, Danemarca, au peste 50% din copiii cu vârstă eligibilă, deci peste 12 ani vaccinați. Adică alte țări s-au pregătit deja. Probabil asta și datorită faptului că adulții din restul Uniunii Europene privesc altfel vaccinarea. Trebuie spus că 75% din adulții eligibili din Uniunea Europeană au fost deja vaccinați. Și sunt țări cum ar fi Irlanda, unde 90% sunt vaccinați. Evident că acolo părinții privesc un pic altfel vaccinarea. E decizia fiecărui părinte, dar trebuie spus că în condițiile creșterii numărului de cazuri de Delta, probabil singura soluție rezonabilă va fi vaccinarea. Și spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, simptomele, există studii care spun că simptomele care continuă pe termen lung la pacienții de COVID se regăsesc mai rar la copii decât la adulți. Din ce ați observat dumneavoastră, cum stau lucrurile în ceea ce privește copiii din România, cei pe care i-ați văzut și dumneavoastră? Da, datele de literatură spun că long COVID, adică persistența simptomelor acestora de minte încețoșată, dureri musculare, oboseală, duse cronică, dincolo de o lună de la debutul bolii, e mult mai rară la copil decât la adult, dar reprezintă circa 5% din studiile publicate până acum în toată literatura mondială, cam 5% din copiii care fac COVID continuă să aibă aceste semne. Mulți părinți o să spună, da, dar și după alte viroze copilul meu a avut mai multă vreme semne. Tot literatura mondială ne spune că după o viroză obișnuită, sub 1% din copii au semne după o lună de la debutul bolii. Așa că maladia COVID și mai ales Delta e din altă ligă. Trebuie să avem grijă mare. Este foarte clar că acești copii au nevoie să se întâlnească în format fizic. Școala în format fizic este mult mai bună decât cea în format online. S-a văzut asta în acest an de pandemie. Se văd, de fapt, deja și efectele asupra copiilor, asupra psihicului lor. Și revin la întrebarea pe care v-am adresat-o la început.
În ce condiții ar trebui să se desfășoare cursurile pentru ca acești copii să se întoarcă liniștiți și la fel și părinții să stea liniștiți pentru că copiii se întorc în sălile de clasă? Cursurile ar trebui să se desfășoare în condițiile dictate de transmiterea în comunitatea respectivă a noului coronavirus. Evident că dacă ne vom reîntoarce în unele zone în scenariu roșu, și asta ține de noi de adulți și de decizia noastră de a nu ne vaccina și de a nu ne proteja și de a nu purta mască. Deci, dacă vom ajunge în roșu, atunci copiii vor fi, evident, mai în siguranță la învățământul online decât fizic. De aceea, cred că înainte de a face ceva special pentru copii, trebuie să facem noi, adulții, ceea ce trebuie să facem, și anume să ne vaccinăm, să purtăm masca cum trebuie, să ne spălăm pe mâini, trebuie, și după aceea toate celelalte. Vă mulțumesc pentru întâlnirea, pentru informațiile acestea și pentru intervenția în jurnal.